Bună dragilor, bine v-am găsit sau v-am regăsit aici pe canalul meu de YouTube. Dacă este pentru prima dată când mă vedeți, eu sunt Rojin și iubesc tot ceea ce înseamnă parfumuri și parfumerie, adorând latura Middle Eastern. Dacă și voi sunteți în aceeași zonă de interes, apăsați butonelul de subscribe implicit clopoțelul pentru a primi notificare de fiecare dată când eu postez ceva pe canalul meu de YouTube. Treaba aceasta este total, total gratuită, nu vă costă nimic să vă abonați, să urmăriți fiecare videoclip, să comentați, să distribuiți și așa mai departe. Bun, eu acum când filmez este vineri și mai scent of the day. Parfumul zilei mele de astăzi, mai bine spus aroma zilei mele de astăzi, deoarece port o variantă de layering, este bombă, bombă nucleară. Dacă sunteți doamne sau domnișoare și iubiți acea floare de portocal dulce, seva mai precis unei flori de portocal și ceva bezele și ceva topping nati, da? trebuie neapărat să încercați, Devotion Intens de la Dolce Gabbana împreună cu Rare Passion de la Afnan. Da. Și mai mult de atât, nu vă spun absolut nimic. Dacă combinați uh, trebișoarele acestea două, bombă nucleară. Da? Bombă nucleară. Aveți grijă că riscați să fiți mâncate. Bun. Lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii ce parfum purtați dumneavoastră în momentul în care veți uh, vedea acest videoclip sau ce variantă de layering. Și pentru că eu am rămas ușor în urmă cu unboxing-urile Dubai Collection, pe sistemul numai 6 snorocoase, astăzi avem 6 parfumuri. Mai precis, două game Două game noi de la Paris Corner, zic eu bine, și acesta, da, ba nu, una este, scuzele mele, una este de la French Avenue, subdiviziunea a casei Fragrance World, iar cealaltă, cea de-a doua gamă, este Periscorner. Aceste parfumuri posibil le-ați mai văzut până acum, dar da, eu am fost puțin plecată și acum a venit momentul să facem unboxing și oarecum primele impresii, și din nou sunt sinceră cu voi, pentru că aceste parfumuri eu le-am testat când am fost la cei de la Dubai Collection. Și voi începe cu primul dintre ele, și anume Lascius, dacă zic eu bine, care vine în această cutie, Așe, așe și aici și avem o Peatră. Hai să vedem. Am adus și caterul lângă mine pentru că aceste, această colecție a casei French Avenue are genul acela de folie ambițioasă, cum spun eu. Da, și acum se vede piatra mai bine. Ete aici și. Cutia este din carton, cred eu, carton tare, și în interior aveți, este căptușită dacă doriți cu ceva gen piele întoarsă și aceasta este superbitatea de sticlă. Foarte faină, foarte, foarte faină. Mie mi-a plăcut de când am văzut-o la ei, în realitate, bine. <coughs> și pe site arată foarte, foarte bine, însă, în realitate, este top. 10 din 10 genul acela de sticlă ce lasă senzația de scump. Foarte grea, foarte bine lucrată, capacul din plastic, mai avem aici ete, încă o petricică și aici este dosul sticlei. Bun. Vă las notele ca de obicei inserate pe ecran și țin să vă anunț încă de pe acum că atunci când am testat acest parfum la Dubai Collection, pur și simplu toată lumea a izbucnit în hohote de râs, pentru că, ce să vezi, am izbucnit, ha, am scos acel vai de viața mea, pentru că, da, pur și simplu așa miroase acest parfum. Da, este adevărat, este și el la rândul său o Reinterpretare a ADN-ului Ian Pistacio Gelato de la Kayali. Știți că. Doamne, Dumnezeule! Știți că eu deja am foarte multe parfumuri inspirate din acest ADN. V-am mai spus eu în alte videoclipuri că mie una personal, mi se pare că anul 2024 a fost anul acestui ADN olfactiv, anul înghețatei cu fistic, dacă doriți, dar. Uh, în momentul în care am testat acest lascius, um, topul ce-l aveam eu în cap, topul ce-l aveam eu deja format, pur și simplu s-a dărâmat. Da. Vă spun vorba aceea cu toată sinceritatea. <laughs> Pentru că ai aici gelato cu fistic. Hai ca să fiu și ofensiv. Nu înghețată cu fistic, gelato cu fistic. Ai gelato cu fistic, ai gelato acela cu fistic de pe dorobanți, dacă doriți, gelato acela cu fistic foarte, foarte scump, foarte delicios. O idee mai nati, cel puțin în momentul de față, am senzația că acest parfum este cel mai nati din toate uh, reinterpretările lui Ian Pistacio Gelato, dacă doriți, da? Dacă Hair uh, Pistachio era acel parfum mai cufistic pentru mine și era acel parfum în care nu resimțeam atât de bine acel subton um, oarecum floral din OG, din Ian Pistacio Gelato, ei bine, acesta este cu mai mult fistic decât Hair Pistachio și... Nu știu cum să spun eu. E o chestie ce mi-e foarte greu să o descriu în cuvinte, la modul că dacă ar fi să compar acest lashes cu Hair Pistachio, v-aș putea spune faptul că pe acesta îl percep mai limpede, cu ghilimelele de rigoare. Nu știu de ce presupun categoric că s-au folosit alte uleiuri și așa mai departe. Însă, blendingul acestui parfum mi se pare pur și simplu cel mai limpede, cel mai uh, fără nimic, uh, nu este nici prea gurmand, nu este uh, nici prea, nu știu, dar, exact cum v-am spus, nu știu ce am, de fapt asta nu v-am spus, doar am gândit-o. În ultima vreme tot întind mâna către parfumuri cu iz nati. Ori am îmbătrânit și nasul meu o ia pe alte cărări, ori nu știu ce se întâmplă. Cert este că acesta pur și simplu așa îl percep. Mai cufistic și mai nati decât absolut orice variantă existentă pe piață la ora actuală pentru ADN-ul lui pista Pistacio Gelato. Îl mai las și pe el aici, ca de obicei la final revenim către fiecare în parte. Și continuăm cu merenghe, dacă zic bine, nu știu dacă zic bine, dacă nu, scrieți-mi și mie în secțiunea comentarii cum se pronunță, care vine, bineînțeles, în fix aceeași prezentare, doar că unde am pus caterul. Aveam și eu o l-am găsit, doar că diferă um, culoarea ambalajului implicit, culoarea sticluței, iar acest parfum ne spun cei de la Dubai Collection că este inspirat dintr-un parfum de la BDK, crem, crem de cuir, dacă zic bine, oricum vă las să insera pe undeva pe aici. Exact cum vă spuneam, fix, 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 aceeași prezentare, doar că altă culoare. Câtă logică astăzi pe mine, câtă logică. Bun, abia aștept să pozez, să filmez, să, da, aceste trei sticluțe împreună. Și sper, disclaimer, toată lumea îmi scrie, atât pe YouTube, cât și pe grupul meu de Facebook, Freak Family. Dacă nu ești acolo, o să ai link în bara de descriere. Um, când apare, cum se numea doamne, liquid brown. Hai că am început bine. E bine, momentan, liquid brown este stoc epuizat în Dubai. Da? Cei de la Dubai Collection sunt acolo cap de listă în momentul în care va reieși pe piață un un alt lot, dacă doriți, următorul lot, nu un alt lot, cu siguranță ne vom bucura și noi de el. Pentru că, ce să vedeți, din start vreau două sticle din acela. Bun. Revenind la acest parfum, din nou, notele pe ecran, să vedem ce ne spune. La acesta menționez că nu cunosc originalul din care se inspiră, da? Așadar, mă voi rezuma strict la descrierea acestui parfum. Care se deschide fresh suculent, uh, nu freșul acela, stați o secundă, nu freșul acela, am pus ruș pe blotter nu, nu freșul acela uh, marin, acvatic, moscat, freșul acela blu dacă doriți, ci mai degrabă freșul acela fructat, aș putea spune. Pentru că da, din start eu resimt o oh, idee de mandarină, ceva ananas? Dar, dar Doamne. Bun. Bun. Pe cât de uh, fresh, suculent și delicios dacă doriți. Cu toate că chiar dacă eu folosesc termenul delicios, nu mergeți către latura gurmandă, da? Este o deschidere fresh, fructată, suculentă, zemoasă. Însă, eu nu o percep ca fiind fructatul acela gurmand. Însă, pe măsură ce se dezvoltă, apare o cremă de vanilie cu ceva ce mă duce fiind de tot cu gândul către bezele de lămâie dar când spun bezele de lămâie, da, nu partea aceea citric, ci mai degrabă un dulce cu fine atingeri citrice, dacă mă înțelegeți ceea ce vreau să spun. O piele întoarsă, dar cum să spun eu, o piele întoarsă, cel puțin acum la prima pulverizare, este genul acela de piele întoarsă domolită, dacă are sens, sau cum spun eu, undeva în fundal, deoarece nu este pielea aceea întoarsă ușor in your face, de exemplu cum o regăsim în label de la Jean Paul Gaultier. Nu! E genul acela de piele întoarsă scumpă, undeva în fundal, dacă are sens, fiind cremoasă, da? Um, dar, totodată, fiind de tot pudrată, e genul acela de parfum pe cât de sexy, pe atât de, de, uh, de, de versatil. Cel puțin pentru mine, pentru gusturile mele și pentru uh, ceea ce prefer eu în parfumerie, da? Nu are, din nou, nu are absolut nimic ascuțit, dacă are sens, da? chiar sunt, cum să spun eu, sunt foarte curioasă cum vor mirose aceste parfumuri după o săptămână, ce se vor așeza, pentru că da, mă repet a infinita oară, a mia oară, nu etichetați un parfum de la prima pulverizare, dacă acesta face parte din categoria Middle Eastern. De ce? Pentru că parfumurile din categoria Middle Eastern nu sunt lăsate să se macereze cum trebuie. Observați și voi că lansările sunt pe bandă rulantă, da? Bun, dar foarte fain. Cu siguranță, cu siguranță este genul acela de parfum perfect pentru tranziția vară-toamnă, că am văzut că tot e un trend acum cu parfumuri de tranziție și așa mai departe. Dacă faceți parte din categoria celor persoane care își aleg parfumul în funcție de vremea de afară, cred că ați putea testa, da, din nou revin la partea cu testatul, testați înainte de full size, da? Cred cu siguranță că ați putea testa acest parfum. Bun, el lăsăm și pe el să vedem cum se dezvoltă și trecem la următorul, care se numește Sweet Paradise. Exact, exact, aceeași, aceeași prezentare și ca de obicei altă culoare. Bun. Unde are? Aici are. Cu acest parfum, până îl jupoi eu, am văzut că este oarecum o mică controversă, dacă doriți, în sensul că, de exemplu, cei de la Dubai Collection îl listează ca fiind ADN original. La foarte multe creatoare de conținut de pe Instagram, dar și de pe TikTok, eu am văzut că ele îl aseamănă, dacă doriți, cu Scarlet Puppy Intense de la Joe Malone. Iar, din nou, am văzut videoclipul Luminiței Avram în care spunea că este aproape identic, adică în aer nu se poate face diferența între el și o să vă inserez pe undeva pe aici că jenese coa parcă sau ceva de genul. Oricum, vă inserez acel parfum pe undeva pe aici în momentul în care voi edita. Eu nu cunosc decât Scarlet Papi și am și un parfum inspirat acesta, care dacă nu-l aveți pe acesta, Doamne Dumnezeule, deci urmează în curând să vă vorbesc și despre el, este divin, da? O mie din zece pentru mine e parfumul acesta. Bun, însă uh, cel despre care uh, a vorbit Luminița Avram e una, ceva de la Teo Cabanel, gata, zinc. Uh, acela de la Teo Cabanel e una personal, nu-l cunosc. Dar hai să vedem ce ne spune nou Sweet Paradise. Genul acela de deschidere aromatică, dar lactonică totodată. Însă. Vai, ce fainie asta! Stați așa! Da, da. Pot înțelege de ce anumite creatoare de conținut îl. Aseamănă cu Scarlet Papi de la Joe Malone. Cu siguranță, și pentru mine, nu este un parfum inspirat. Atenție! Nu mi se pare că este inspirat din acel parfum, însă, cu siguranță, l-aș duce între ghilimele în aceeași familie olfactivă. Da? Sunt. Doamne! Are izul acela pudrat. E genul acela de aromă feminină. Cum să spun eu? Genul de parfum ce exprimă feminitate, senzualitate prin toți porii. Eu, pentru mine una și pentru gusturile mele așa este. Așa îl pot descrie. Și pe undeva pe acolo este un o atingere mai degrabă dacă doriți verde pământie nu aș spune că este acel paciuli de tip verde între ghilimele dar dacă nu vă plac parfumurile cu adieri verzi nu vă temeți să testați din nou ajung să testați acest parfum Deoarece, cum să spun eu, este foarte, foarte slab sesizabilă acea atingere verde, și este undeva într-un foarte îndepărtat fundal, dacă are sens. Este dulce, dar nu copleșitor. Um, are izul acela Nati, da? Eu și aici îl, îl regăsesc. Are izul acela Nati este pudrat, pentru mine, în percepția mea, este o aromă total, total feminină, este cremos, da, da, este mega interesant. Din nou, din nou, mi se pare genul acela de parfum de tranziție și nu numai, da, foarte fain. Din nou, dacă vă place Scarlet Papi Intens, și din nou mă repet și accentuez acesta, nu este un parfum inspirat din acela, este doar în aceeași familie olfactivă. Da? Dacă vă place acel parfum, ă, testați un decant din acesta. Foarte fain, foarte, foarte, foarte fain. Credeți-mă, de fapt nu știu cât mă credeți, sunt cu aceste parfumuri în casă de două săptămâni. Da? Deci, de două săptămâni stau cu ele sigilate pentru că nu vreau să. Nu știu. Îmi place să împărtășesc cu voi toate, toate uh, reacțiile și toate trăirile ce le am în ceea ce privește parfumeria. Ben, da, m-am scurt circuitat ca de obicei. Bun. Uh, dar, din nou, v-am spus, acestea, cu siguranță. Mă veți vedea extaziată la fiecare în parte, deoarece eu le-am testat acolo, la ei, la sediu și îmi plac maxim. Dacă nu mi plăceau, nu erau aici în variantă full size. Bun, schimbăm ușor macazul și trecem la casa Paris Corner și anume colecția Ophidian. Și, paranteză, am căutat eu care-i treaba, că știți că mai am din când în când porniri din astea să aflu eu tot ce se întâmplă, tot ce mișcă și glumesc acum. Porniri în sensul de nume, da? Să știu ce înseamnă fiecare denumire. Îmi cer scuze că mă coafez în fața dumneavoastră. Și am căutat pe Sfântul Google, ca de obicei, Ofidia înseamnă un grup de reptile scoamate, inclusiv șerpi. Acum, Paris Corner, la Tafa, toate casele Middle Eastern, dragile mele. Lăsați-mă cu șerpi. Nu mai pot cu șerpi la ambalaj. Deci nu mai pot. Începând cu Musamam White Intense, Teriac și aceste trei superbități de sticle, frații mei, nu mai puneți șerpi. Am o problemă cu șerpi. O spun, mi-o recunosc, da? O recunosc de fapt în mod public. Nu mai puneți chestiile acelea pe sticle. Bun. Am terminat plângerea mea publică și <laughs> voi începe cu Ophidian Mango Bliss. Care se inspiră, ce se vedeți, din God of Fire. Vi-l inseresc, ca de obicei, pe undeva pe aici, pe sus. De la Stefan Amber Lucas. Bun. Știți că pentru God of Fire eu mai am uh, un parfum inspirat de la Reefs și anume Gemini, însă o să vă explic imediat de ce a venit și acesta în viața mea. Și da, știu, am făcut deja videoclip pe canal cu parfumuri cu mango, însă acesta ar putea fi acea uh, honorable mention. Bun, aici avem Ophidian Mango Bliss de parfum. Iar ce să vedeți că aici avem și notele. Prezentarea, ca de obicei, este top. Nu am ce să zic, în afara faptului că ce să vedeți pe undeva pe aici, prin, pe spatele cutiei, suntem pe sistemul Iote șarpilii. Da? Deci, șarpilii e la putere. Iotel. Deci nu mai pot cu șerpi. Bun, trecem peste preferințele mele, și acum făceam o boroboață, sper că nu voi face, ia să vedem, pam pam, iotel Prezentare top, ca de obicei, deci nu ai ce să spui și sticla are un kilogram, da, ca să știți Și da, este un uh, hauriu, însă este pleacă de la un uh, hauriu mai gălbui și merge către un hauriu pur. Și da, credeți-mă pe cuvânt, bine, cred că multe sau mulți dintre voi că acesta este pur unisex, dar discutăm imediat. eu um, iote și șarpilii. Deci nu mai pot cu șerpii, promit că nu mai spun gata, nu mai mă plâng pe aici. Bun, acest capac cu, nu știu, treaba asta, nu știu ce vrea să reprezinte, eu o văd precum o frunză de palmier, adică acolo merge căpucul meu și am reușit. Capacul de metal <coughs> și da, dacă îți scap chestia asta pe degetul mic de la picior, ești pa. Bun, notele pe undeva pe aici și să-l vedem pe nenea. Ophidian Mango Bliss. Atomizoarele sunt top, nu am ce să spun. Iar acest parfum, în opinia mea, în opinia mea, pentru simțurile mele, este extrem de apropiat de God of Fire. Da? Mult mai uh, neted, dacă are sens, de fapt, mult mai limpede, aș, uh, aș spune mai degrabă, decât Gemini de la Riffs, cu siguranță. Da? Um, dar o să vă fac o paralelă într-un alt videoclip Acum vorbim strict despre acesta Se deschide uh, fructat spicy În sensul că poți resimți Adică eu una resimt Acea notă de mango Este genul acela de mango copt Însă nu dulcele acela copleșitor Cardamom, bineînțeles, însă de data aceasta cardamomul de aici este. vine la pachet, mai bine spus, cu niște fructe roșii. Nu mă întrebați care, pentru că acum la un prim nas nu aș putea pune cu siguranță degetul să vă spun: simt, smeură, mure, fructe de pădure, căpșuni și așa mai departe. Este genul acela de aromă, din nou vă spun, unisex în opinia mea, poate fi purtată blejer oricând, oriunde și de către un domn, este fix pe linia de mijloc, da? Pentru mine, pentru simțurile mele, pentru percepția mea, Ophidian Mango, Mango, Ophidian Mango Bliss de la Paris Corner este fix pe linia de mijloc, da, nu înclină nici către latura masculină, nu înclină nici către latura feminină. Însă, nu este genul acela de aromă cu mango, cum să zic eu, Mass Market, dacă are sens, um, Mass Peeling, nu este ceva, cum să spun eu, a, da, e un mango tropical, zemos, jucăuș sau uh, un unt de mango sau așa mai departe. Nu. Este o altfel de aromă, fix genul acela de aromă de nișă, da? pentru că se inspiră cu succes, spun eu, dintr-un parfum de nișă. Are și subtonul sub acela fiind de tot răcoritor, adică eu în acel puțin așa percep combinația de cardamom și fructe roșii din acest parfum. Pentru mine îi conferă acea, cum să spun eu, acea senzație, acea aură fiind de tot răcoritoare dar pentru mine cu siguranță. Bine, la final vom face și top. Îl lăsăm și pe nenea puțin aici să se hodine și trecem la următorul. Adică Black Cherry din aceeași gamă. Care vine ce să vedeți fix în aceeași prezentare și Evrica, stați să vă arăt. Dăm folia jos ca să se vadă mai bine. Nu e șarpili pe spate, ce să vedeți, dar e pe sticlă. Sticlă sau capac? Sticlă. Iote. Um, cutia aceasta, da, e cu păsărele. Mă umflă râsul că am eu o glumă cu cineva legat de păsări, dar depășind momentul, acesta este Black Cherry. Exact cum v-am spus. Aici aveți notele. Voi le veți avea pe ecran. Și, da, hai că îl deschid bine pe acesta. Eu te-așa bine. Fix, fix. Aceeași prezentare, aceeași sticlă. Diferă doar uh, culoarea sticlei. Aceasta de exemplu vine, uh, vine în nuanțe de Bordeaux, mov, sunt daltonistă la ora aceasta, dar are același efect de ombre, ombră. Da? Bun, bun. Hai să vedem cum miroase, depășind momentul cu șerpi, sticle și așa mai departe. Capacele acestei game se scot o leacă mai greu. Ia să vedem. Uh, ei pe site spun că se inspiră din Kaili Burning Love Fest, ceva de genul, vi-l inserez și pe acela pe undeva pe aici. Știți că. Ah. știți că am avut uh, travel size-ul din OG și l-am vândut de, de performanțe bune ce avea pe mine, și în momentul de față am, vai, am acel um, ulei de la Udarabi London, apropo. Țineți aproape, deoarece în curând pe Dubai Collection vine un nou transport de Rogue Udarabi și toate cele. Da? Vă țin la curent ca de obicei Dar, dar Acum am senzația de zmeură învelită în marțipan. Nu mă întrebați de unde și până unde, dar pur și simplu asta îmi văd mie ochișorii. Zmeură învelită în marțipan. Cireșe. Dark, dacă are sens, dar, de asta spun dacă are sens, sunt oarecum cireșe gotice, dar suculente, delicioase, dulci în același timp. are și o latură fiind de tot afumată, are și o latură, dar foarte, foarte fin, da? Când spun latură fiind de tot afumată, nu faceți analogia cu ADN-ul lui Cherry Smoke de la Tom Ford. Nu. Are o parte din acela, însă nu este, dacă doriți, același grad de afumătură, dacă are sens, da? Pe o scară de la 1 la 5, unde afumătura din Cherry Smoke ar fi pe locul 5, afumătura din Black Cherry ar fi pe uh, treapta de jos, da? nivel 1. Ca să înțelegeți, nu este la fel de afumat precum ADN-ul lui Cherry Smoke. Acum, treaba aceasta cu cireșe. V-am mai spus eu în alte videoclipuri și da, am și parfum top cu cireșe pe canal, dar... Ne-a -ne venit abia acum, uh, oricum la acel moment nu era pe piață, dar revenind la treaba cu cireșele din acest parfum, v-am mai spus eu că pentru mine parfumurile sunt împărțite în două categorii: cireșe, migdalate, uh, parfumuri în care nota de cireașă se ține de mână, între ghilimele, cu uh, migdala, și, și parfumuri cu pulpă de cireșe. Ei bine, acesta este undeva la mijloc, dacă doriți. Este primul parfum ce-l pot clasa la mijloc. Are undeva și o adiere de migdală, însă totodată este și izul acela de pulpă de cireașă, dacă doriți, da? cireașa fără sâmbure, mai precis gătită, dacă are sens, sub formă de dulceață. Da? Mie treaba asta mă duce momentul de față cu gândul către o dulceață de cireșe. Însă, nu este genul de, chiar dacă eu spun că mă duce cu gândul către o dulceață de cireșe, nu este acel parfum mâncabil, da? nu este acel gurmand, deoarece intervine treaba aceea fiind de tot afumată și acordurile lemnoase. Da? Ambele intervin și echilibrează situația, cum spun eu. Uh, îl văd undeva între Kayali Burning Love Cherry sau cum se numea acela cu uh, partea lui Cherry Smoke, dar partea neafumată, dacă are sens, da? Pe undeva pe acolo. Mă duce cu gândul aceasta aromă. Da. Îl mai lăsăm și pe el, revenim la el. Și ultimul, dar nu cel din urmă, este Sweet Surrender, cum îl țin, îl țin bine, care vine în, da, mai bine dăm folia jos, zic. Acesta, cei de la Dubai Collection spun că se inspiră din uh, Billie Eilish și să vedem, da. Acesta este cutiocul, fix același lucru și cred că îl țin invers, da. Așe, Notele aici și și acesta pe spatele cutiei e cu norișori. Bun. Hai să vedem. Fac o dandana? Nu. Pam, pam. Ui, ce aici? Genul de parfum care te orbește. Da. Aceeași, aceeași sticlă. Bun notele, vi le las pe ecran. Inspirat din Billie Eilish, voi știți că eu am și Nebras Gold de la Latafa. Vai! Bun. De la primul nas. De la... Mă chinui să pun capacul ca să știți ce fac aici. De la prima pulverizare este un gurman, prin definiție, dar este nebras gold de la Latafa pe steroizi. Voi face cu siguranță și clip de tip versus între acestea două, însă și da, este spot on, cum se spune, fix de acolo, da? Deci este, nu pot să spun, este identic, este unul la unul Billie Eilish. Dar este acolo, da, pur și simplu este acolo. Dacă îți place Billie Eilish um, și nu știu, nu ți place sticla lui Billie Eilish, uh, ești uh, fană șerpișorii. <laughs> Sau nu ești mulțumită, cel puțin, acum lăsând gluma deoparte, cel puțin la mine se aplică această variantă. Iubesc acela de de aceea am Nebra's Golden colecție, colecție, în casă. Um, însă, originalul, adică Billie Eilish, are performanțe foarte slabe pe mine. Uh, sunt mulțumită de Nebras Gold de la Latafa, însă, v-am mai spus eu în alte videoclipuri, pe cât de mult îmi place acest ADN, nu știu dacă aș achiziționa din nou. În momentul de față, sunt la faza cu nu voi achiziționa din nou pentru că există Sweet Surrender. Um, Nebras gol de la Latafa. De ce? Pentru simplul fapt că i-a luat mult prea mult timp să se macereze. I-a luat mult prea mult timp să devină acel parfum delicios, gurmand, dens, bogat și așa mai departe. Da? Însă, aici ai tot ce vrei de la prima Pulverizare, da, categoric, ai izul acela de cacao, ai izul acela de zahăr, ai adierea aceea fină de mandarină, ai fructe roșii, ai deliciozitate, ai acea tonca fiind de tot spicy, care mie îmi place de nu mai pot și da, este pur și simplu uh, delicioșenia într-o sticlă. Pentru multe dintre voi, dacă nu sunteți ca mine, de exemplu, în zona parfumurilor gurmande, cu siguranță Sweet Surrender va fi, cum să zic eu, acel parfum pentru luna decembrie, dacă doriți, sau acel parfum de, uh, ajung din nou la uh, trendul momentului și anume tranziția în materie de parfumuri, este acel parfum perfect pentru tranziția toamnă-iarnă și îl duc atât de departe, pentru că, exact cum v-am spus și mai înainte, această recomandare, între ghilimele, vine către doamnele și domnișoarele care nu sunt neapărat în zona parfumurilor dulci, gustoase, gurmande și așa mai departe. Da? Pentru mine, cu siguranță, eu pot să-l port chiar astăzi, 6 septembrie, pe timp de seară. Da? Da, categoric da, pentru mine. Da. Bun. Uh, și din nou, cel puțin, așa, nu știu, dacă mă urmăriți de ceva timp și dacă vă regăsiți în parfumurile mele preferate sau dacă percepeți un parfum la fel cum, cum vi-l descriu eu aici și încă nu aveți nici Billie Eilish, nici Nebras Gold și nici Sweet Surrender, cu toată sinceritatea, <laughs> am ceam cu duma asta seacă, vă recomand să testați un decant din acesta, da? pentru că este pur și simplu apogeul, da? este Billie Eilish, varianta elixir, da? bun. Um, cer scuze că de obicei, vă ripilesc cu paharul meu uh, și cu imaginea mea, cum beau apă cu paiul, spăl puțin nasul și facem recapitularea finală ca la școală. Bun, cu ce am început, doamne, eh, cu... cum cu ce am început, doamne, deci, <laughs> nu știu, și am senzația, acum, după ce s-a așezat pe blotter, um, dacă îți pui întrebarea, bine, eu am hair pistachio, are sens să îl comand și pe acesta? Dacă um, ai hair pistachio. Și, de exemplu, l-ai putut duce între ghilimele pe timpul verii, pentru că, exact cum v-am spus mereu, treaba cu parfumurile este total, total subiectivă, fiecare suntem diferiți, percepem diferit, avem experiențe diferite, parfumurile ne spun povești diferite, dacă doriți, și așa mai departe. Și știu că sunt multe, doamne și domnișoare, ce nu au putut purta hair pistachio, de exemplu, pe timpul verii. Dar, dacă ai hair pistachio și l-ai putut duce între ghilimele pe timpul verii, insist să comanzi măcar un decant din acest parfum, pentru că, nu știu, îl percep mult mai bogat dacă are sens, da? Dar mult mai bogat în continuare pe aceeași linie. Uh, mai cufistic, cum zic eu, în glumă, bineînțeles, uh, și mai nati, da? decât hair pistachio. Uh, cum să zic eu? Dacă ar fi așa să, fac, să, vă faceți o idee, eu una, da, port hair pistachio și pe timpul verii. Sunt la a doua sau a treia sticlă, nu mai știu, de când s-a lansat uh, la noi. Însă, acest lasces mă duce mai mult către toamnă-iarnă, da? În tocmai datorită izului acela nati din el nu știu, natiul acesta la un uh, next level și fisticul la un next level, pur și simplu mă duce ușor, ușor cu gândul către vreme mai rece. Da? Deci dacă iubești acest ADN, uh, hair pistachio poți purta vara, dacă ești ca mine, din nou, subliniem. Iar acesta cu siguranță toamna și iarna. Dar da, categoric, <laughs> clasamentul meu rămâne detronat în momentul de față, dar <clears throat> Uh, mai stau puțin, poate, poate mai apare vreun parfum cu fistic, ca să fac acel clip pe care vi l-am promis, top parfumuri inspirate din Ian Pistacio Gelato sau ADN-ul anului 2024. Următorul, nu știu dacă merenghe, merenghe a fost următorul, dar... Doamne, bun, bun, este extrem de sexy. <laughs> Pielea aceasta întoarsă, cremoasă, fiind de tot pudrată, da, da, are, adică eu una cel puțin în momentul de față, îl percep și ușor migdalat, da, dar cu siguranță este genul acela, din nou, de aromă, dacă doriți, din categoria nișă și când spun lucrul acesta, Mă refer la faptul că, cum să spun eu, nota de piele întoarsă oricum nu este ceva ușor de iubit sau ușor de plăcut pentru absolut toată lumea. Chiar eu am dus uh, lupte cumplite <laughs> până să mă prietenesc cu această notă, dar este foarte fain. Și din nou, dacă, de exemplu, pielea întoarsă din label, acum vă fac această paralelă, nu la modul că meringhe, merenghe, merinde de la French Avenue este inspirat din label. Nu mă înțelegeți greșit. Vorbim strict de acordul, strict de nota de piele întoarsă. Dacă pielea întoarsă din label vi se pare sufocantă, intoxicantă și așa mai departe, puteți din nou testa un decant din acesta. Mie nu mi se pare nimic prea mult și din nou este genul acela de parfum pentru mine și pentru gusturile mele, ce emană, senzualitate. Dacă din nou faceți parte din categoria Doamne și domnișoare, ce își aleg un parfum în funcție de uh, ora, momentul zilei, l-aș putea încadra în categoria parfum de seară. O idee mai elegantă o idee mai senzuală, acel parfum pentru un date, că na, se poartă și treaba asta, dar foarte, foarte fain. Foarte fain, din nou, habar n-am originalul de la BDK, eu vă spun tot ceea ce simt eu în acesta. Ultimul din această gameră, gameră, <laughs> ultimul din această gamă, uh, Sweet Paradise. Oh, da, da, din nou, înțeleg, mă repet, dar asta simt, uh, înțeleg faptul că multă lume îl duce, că ar fi, spun, nu îl duce, sau da, îl duce în zona lui Scarlet Puppy, însă face parte din aceeași familie olfactivă, însă este diferit. Da, Este diferit la modul că nu se inspiră din acela, da, categoric nu. Dar da, ambele fac parte din aceeași familie olfactivă. Dacă iubiți acel parfum, din nou, testați o mostră din acesta. Doamne, cât e de fain! Da, de la asta cred că mai am nevoie de o sticlă din start. Știți că eu sunt acel hârciog al parfumurilor care... Hai mai ia, Ana, o sticlă că nu se știe ce se întâmplă. De altfel, eu sunt gradul acela de paranoia, ca să mă înțelegeți, care în momentul în care, de exemplu, ajung la jumătatea sticlei, vă dau un exemplu, deja intru în panică. Nu prea mai vine să întind mâna după el până nu mai văd încă o sticlă. Lângă, identică, da? Să fie acolo, maică. Pe sistemul lumea pune murături, eu iau parfumuri. Bun. Am terminat cu această gamă și dacă ar fi să fac un top, cam greuț, dar categoric, fără doar și poate, eu nu m-am săturat de acest ADN, da? locul întâi Lashes, locul 2 Sweet Paradise și Meringhe. Da? Deci acesta este locul întâi, iar acestea ambele sunt pe locul 2. Pentru mine și pentru gusturile mele. Și uitați cât de faine sunt toate trei împreună. Doamne ajută să vină și Liquid Brown. Bun, mai departe, cu ce am început aici? La capitolul third episode, <laughs> avem Mango Bliss care, ce să vedeți, da, se duce mai ambițios în zona lui God of Fire, da? Este, din nou vă spun, este un alt fel de mango. Nu este același iz din Mango Punch de la Emir, nu este același mango din... Uh, Gold Fame de la Fragrance World, da. Nu este același mango din mango delicios de la Rogue, nu. Este acel mango unisex, că de-aia mă umflă râsul, de parcă fructele pot fi pe genuri. Însă, este acel mango unisex, uh, fin. Bine, fin pentru mine. Dacă nu sunteți în zona parfumurilor cu cardamom și așa mai departe. Uh, ar putea să vi se pare ceva de nesuportat și așa mai departe. Dacă iubiți parfumurile cu uh, acord notă de cardamom, vi se va părea fin condimentat. Mie una așa mi se pare, da. Nu este nimic prea mult în el. Nu este nu cade în niciuna din extreme, dacă doriți. Dar culmea, nu știu toate, de fapt ambele game, atât Paris Corner, cât și um, Fragrance World, French Avenue, au făcut o treabă mega, mega bună. da. În sensul că absolut toate, toate parfumurile despre care v-am vorbit astăzi, de la prima pulverizare, miros limpede, știu v-am terorizat cu termenul miros limpede, dar nu știu cum să fac analog analogia între ceea ce percep, da și să găsesc un termen cât mai potrivit e genul acela de parfum care uh, l-ai luat acum și da, pur și simplu îți poți face baie în el, nu trebuie să stea câteva zile, dacă mă înțelegeți, dar cu siguranță și acestea își vor schimba mirosul pentru că ce să vedeți middle Easter bun mai departe scrie în carte black cherry ăsta. Po. deci nu uh, Dulceață de cireșe este, dacă vreți, hai hai că deja uh, mi-a făcut uh, în căpuc, este toamnă, uh, un început de toamnă, dacă vreți, uh, ești așa, cum să spun, ai un cardigan pe tine foarte subțirel și pur și simplu mănânci dulceață de cireșe pe pâine. <laughs> da? Deci o imagine de filme. Dar așa, nu știu, așa se simte. Are, e cireașa aceea de toamnă, dacă are sens, nu știu cum să vă spun. Dar da, în continuare, în continuare, lăsând gluma deoparte, sunt un... 80% în zona lui Kayali și 20% din nou vă spun, partea aceea uh, de cireașă gotică, dacă doriți, din cherry smoke, fără extra afumătura aceea. Este și acesta, fiind de tot afumat, însă, categoric nu. Din nou, din nou, um, la același nivel, da? Deci, pe o scară de la 1 la 5, unde 5 este partea afumată, da, cel mai înalt nivel din cherry smoke, vă dau un exemplu, Black Cherry în continuare și în momentul de față pentru mine și pentru percepția mea este la treapta de jos, da? la nivel 1. Da? Nu este la fel, la fel de afumat precum uh, Cherry Smoke. Bun. Și acum ultimul, dar nu cel din urmă, Sweet Surrender. Sweet Surrender acum pentru mine este ciocolată, da? Nu ciocolata aceea cu lapte, Doamne. Deci, am senzația de a gură, da? Scuze, scuze. Ciocolată, zahăr, fructe roșii, da, tot acolo suntem. Tot acolo suntem, dar clar, Doamne, Dumnezeule. Este mm, nebras, gold, elixir, dacă doriți, da? Adică, toate tot ceea ce înseamnă nebras la puterea N. Cam asta este Sweet Surrender, implicit tot ceea ce înseamnă Billie Eilish la puterea N. Da? Deci treaba asta și exact după cum ați și văzut a fost prima pulverizare. Dar este bombă bombiță. Bun. Bun. 50 de minute, dar am o scuză, 6 parfumuri pe sistemul 6 cai frumoși. Bun, astăzi îmi cer scuze că poate vă par că sunt așa aeriană da? și mai uh, dâm decât de obicei, <coughs> însă pur și simplu sunt pusă pe caterincă. Bun, um, dacă ați rămas cu mine până la final, să rămână din suflet, uh, dacă ați testat vreunul din aceste șase parfumuri, lăsați-mi și mie în secțiunea comentarii Impresiile dumneavoastră sau poate dumneavoastră deja le aveți, da? Că na, eu acum le deschid, dar nu mai contează, o să fac baie în ele uh, Bun, um, din nou, lăsați-mi și mie părerea dumneavoastră Dacă, de exemplu, vi se pare același lucru Că ceea ce au făcut French Avenue și da, iau unul la întâmplare de acolo și unul la întâmplare de aici dacă vi se pare la fel cum mi se pare mie, că ceea ce au făcut French Avenue și Paris Corner de data, de data aceasta este, dacă vreți, un next level în ceea ce privește blending-ul în primul și în primul rând al acestor parfumuri, da? Calitatea mirosului de la prima pulverizare. Bun, lăsați-mi și mie părerile dumneavoastră în secțiunea comentarii, dacă nu. Lăsați-mi și mie ce parfum purtați dumneavoastră. Dacă nu, lăsați-mi și mie acolo un punct, un emoticon, un ce vreți dumneavoastră. Și, ca de obicei, link în bara de descriere pentru absolut toate parfumurile, link către contul meu de Insta, contul meu de TikTok și, nu în ultimul rând, grupul meu de Facebook, Freak Family, din nou și acolo. Nu vă costă nimic să intrați. Și nu uitați de Roș 25 pentru 10% discount, indiferent dacă ești în România și comanzi în România, sau dacă ești în afara Uniunii Europene, și da, iar nu mi-am notat. Uh, sau dacă ești și da, am din nou telefonul la încărcat. Um, dacă ești în afara Uniunii, în afara țării, am luat ora asta acum pe final. Uh, deci Roș 25 se aplică inclusiv pentru România, da, pe dubaicollection.ro, iar se mai aplică pentru dubaicollection.eu și arabianscent.net dacă sunteți din UE, Anglia, UK, SUA și Elveția. Răiască telefonul și faptul că mă uit la mine pe Instagram unde am scris chestia asta la ultima postare. Bun, să rămână mult, vă îmbrățișez cu mare, mare drag. Hai să ne auzim în secțiunea comentarii și până data viitoare vă doresc zile minunate și mega, mega parfumate. V-am pupat!